Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea Religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Așa cum știm, Israelul se află în stare de război după un atac surpriză al grupării Hamas. Este un atac multidimensional, fără precedent asupra Israelului. Liderii bisericilor fac apel pentru pace după atacul Hamas asupra Israelului. Rămâneți cu noi, începem astăzi, vorbim despre unele sensibilități religioase lezate în acest război. Israelul este în război după ce israelienii s-au trezit atacați pe calea aerului, pe uscat și pe mare, sâmbătă dimineață, într-o zi de sabat pentru evrei. Atacul a avut loc la sfârșitul sărbătorii biblice Sukkot. Este ziua în care poporul evreu sărbătorește cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, atacul a avut loc la o zi după cea de-a 50-a aniversare a războiului de Yom Kippur din 1973, când Israelul a fost luat prin surprindere de un atac masiv din partea unei coaliții arabe. Pe de altă parte, un purtător de cuvânt al grupării Hamas a declarat prin telefon astăzi pentru Associated Press următoarele lucruri. Suntem într-o luptă deschisă pentru a ne apăra poporul nostru și moscheea Al-Aqsa. Liderii bisericilor fac apel pentru pace după atacul Hamas asupra Israelului. Comentăm astăzi cu pastorul Lucian Floricel. Bine ați revenit la Lumea Religioasă. Bine v-am regăsit. Este un context deosebit de îngrijorător, trist, oamenii mor, liderii politici fac afirmații, presa vorbește, este și cazul de față și noi avem câteva declarații ale liderilor religioși și atât Lumea Religioasă este alături de acest dezastru, efectiv. Războiul întotdeauna este un dezastru, aduce multă pagubă și nefericire. Vreau pentru început să stabilim puțin câțiva termeni pentru cei care nu sunt familiarizați. Ce este practic, și mulți comentatori s-au întrebat cum a fost posibil ca Israelul să fie luat prin surprindere. Chiar în textul meu au apărut câțiva termeni, cum ar fi sărbătoarea Sukkot. Ce este această sărbătoare? A apărut termenul de sabat. În general, nu s-a comentat foarte mult pe celelalte canale. S-a urmărit în general situația politică, economică, socială, conspirativă, de asemenea, dar mai puțin în zona religioasă. De aceea vă invit să poposim puțin în acest război pe termenii despre care am amintit. În primul rând, și care arată un context. Da, în primul rând aș spune ceva despre importanța acestei regiuni, pentru că pare surprinzător. Este o țară foarte mică, 30 și ceva de mii de kilometri pătrați. De ce ar fi atât de interesantă pentru întreaga lume și de ce dintr-o dată sunt atâtea preocupări pentru războiul care este acolo? Bursele au reacționat, prețul petrolului a crescut, pentru ceva ce se întâmplă într-o țară atât de mică. Dincolo de partea economică, politică, acolo este o coabitare religioasă foarte complicată, pentru că orașul acesta, Ierusalimul, în mod special, și zona Israelului, Palestina, reprezintă leagănul a trei civilizații, a trei religii. Este vorba de iudaism, apoi creștinismul și, nu în ultimul rând, islamismul. Tocmai de aceea ne interesează și pe noi lumea religioasă, pentru că problema este abordată nu doar din punct de vedere politic, religios, economic, dar este abordată în mod special religios, pentru că
partea religioasă este baza acestui conflict. Într-adevăr, și războiul... Chiar invazia a avut loc speculând în context religios. În context religios, evrei. Sigur că da. S-a spus că s-au împlinit 50 de ani și o zi. De ce nu s-a întâmplat exact vineri când se împlineau 50 de ani? Dintr-un motiv religios. Pentru că acum 50 de ani și o zi au pornit acea coaliție arabă, a pornit războiul într-o zi de sabat, știind că sabatul, sâmbăta, este ziua de odihnă a evreilor, este ziua de închinare, așa cum este lăsată în decalog, scrisă în Tora evreilor de atâtea mii de ani, iar alianța aceasta arabă știa că evreii sunt fie într-un timp de odihnă, cei care sunt mai puțin religioși, laici, iar ceilalți sunt în sinagogi, știind că este ziua lor de închinare. Acum s-a întâmplat tot într-o zi de sabat, deci nu s-a respectat să fie un timp exact 50 de ani, ci 50 de ani și o zi, pentru că această o zi în plus însemna tot o zi de sabat. Știind că într-o zi de sabat, evreii sunt mai relaxați, nu sunt atât de atenți la tot ce se întâmplă. Unii dintre ei sunt la sinagogă, în mod special cei care sunt ultra-religioși. Și în contextul acesta a avut loc această invazie care efectiv i-a luat prin surprindere. În același timp, dincolo de faptul că era o zi de sabat, corespunde și cu o sărbătoare. Exact. Pentru că luna aceasta, octombrie, este o zi foarte importantă în calendarul religios ebraic. Era, de fapt, ultima lună a anului calendaristic ebraic. Se încheia cu o sărbătoare specială care se numea Yom Kippur, era o zi a judecății, era și sărbătoare, dar în același timp și o zi de consacrare spirituală, de cercetare personală, de curățire. Apoi era sărbătoarea trâmbițelor, cu aceasta se începea și la mijloc era sărbătoarea corturilor, era această sărbătoare Sukkot, iar sâmbăta trecută, deci sâmbăta în care a avut loc atacul, era ultima zi a acestei sărbători, o zi în care tot poporul, pentru că asta însemna sărbătoarea Sukkot, atenție spre cuvânt, era și bucuria culegerii roadelor, era sărbătoarea roadelor, era o zi a bucuriei, când evreii într-adevăr se bucură, sunt uniți ca familii, sunt în casele lor, avem de-a face chiar și cu un festival de muzică, este adevărat laicizat spre pace, dar era tot în cadrul acestui, în această atmosferă de sărbătoare. De aceea, perioada aleasă a fost una foarte specială pentru evrei. Deci corespundea sabatul și cu o sărbătoare religioasă, una dintre cele trei mari sărbători importante religioase, și în felul acesta evrei au fost luați prin surprindere. Pe de altă parte, spuneam, purtătorul de cuvânt al grupării Hamas a declarat astăzi prin telefon pentru Associated Press: suntem într-o luptă deschisă pentru a ne apăra poporul nostru și moscheea Al-Aqsa. Haideți să căutăm puțin să traducem tot din unghiul acesta religios, această declarație. Da, nu intrăm în partea politică în ce privește apărarea poporului. Bineînțeles că orice mișcare naționalistă, extremistă, chiar, iar aici avem de-a face cu mișcarea Hamas, care este considerată a fi o mișcare teroristă, nu ne interesează atât de mult lucrul acesta, ci observați că se pune o motivație politică și o motivație care este mult mai puternică pentru lumea arabă, este vorba de motivația religioasă. Ei spun că ar trebui să fie apărată moscheea Al-Aqsa. Moscheea aceasta face parte, de fapt, dintr-un complex care este pe muntele pe care a fost mai întâi templul. De aceea situația este foarte complexă și chiar complicată, pentru că locul acela este locul sacru, în primul rând, al evreilor. Acolo se consideră că Avraam l-a adus ca jertfă pe fiul lui, pe Isaac, și acolo este o piatră. O să vorbim puțin și despre piatra aceasta, este foarte importantă pentru toate cele trei religii.
Apoi, acolo a fost construită, în timpul domniei lui Constantin cel Mare, a fost construită o mică biserică, după ce templul fusese distrus de romani în timpul lui războiului dintre anii 66 și 70, în timpul domniei lui Vespasian și a fiului său Titus. Și mama lui Constantin cel Mare, Elena, a construit acolo o mică biserică. Undeva prin 560, un alt împărat bizantin a dărâmat-o pentru că era foarte mică și a construit o altă biserică care nu avea să reziste foarte mult pentru că a fost cucerită zona respectivă de islam și în jurul anilor 685 a început să fie construită biserica lui Omar sau biserica Cupola Stâncii. Apoi a fost construită biserica, cam în același timp și biserica Al-Aqsa, moschee Al-Aqsa, o moschee foarte mare care, bineînțeles, a fost lărgită în timp, au fost construite minarete, apoi au fost construite anexe. Poate să adăpostească aproximativ 5.000 de oameni. În felul acesta vedem că pe același loc putem vorbi despre locul sfânt și pentru evrei și pentru creștini, considerându-se că Iisus a fost acolo pe muntele acela și au avut loc anumite evenimente, chiar dacă sunt anumite discuții care evenimente au avut loc acolo și nu insistăm, dar în același timp și în ce privește lumea islamică, pentru că se consideră că de acolo, tocmai de la această piatră, tocmai de aceea se spune Domul Stâncii sau Cupola Stâncii, de pe această piatră s-au pornit evenimente religioase importante. De acolo Mahomed ar fi avut o călătorie spirituală spre Rai, pe piatra aceasta care este considerată de evrei, cu ea s-a început creațiunea. Este o legendă, nu aparține de Biblie, dar ei consideră lucrul acesta și în același timp, pe piatra aceasta este o inscripție foarte importantă, un citat din Coran cu privire la Isus. Și citatul acela încă se regăsește pe această piatră. Deci, în mijlocul acestei cupole a stâncii este această piatră care este fundamentul celor trei religii. Da, în acest context nefericit, lumea religioasă vibrează și transmite mesaje. Iată, liderii bisericilor fac apel pentru pace după atacul Hamas asupra Israelului. Patriarhia Latină a Ierusalimului spune: credința noastră, care se întemeiază pe învățăturile lui Iisus Hristos, ne obligă să pledăm pentru încetarea tuturor activităților violente și militare care aduc rău atât civililor palestinieni, cât și izraelieni. Este speranța și rugăciunea noastră fierbinte ca toate părțile implicate să țină seama de acest apel pentru încetarea imediată a violenței. Implorăm liderii politici și autoritățile să se angajeze într-un dialog sincer, căutând soluții de durată care să promoveze dreptatea, pacea și reconcilierea pentru oamenii de pe acest pământ, care au îndurat poverile conflictului mult prea mult timp. Să ne amintim cuvintele apostolului Pavel, căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al dezordinii, ci al păcii. În spiritul acestui mesaj divin, îi rugăm pe toți să lucreze neobosiți pentru încetarea violenței și stabilirea unei păci drepte și durabile, care să permită Țării Sfinte să fie un far de speranță, credință și iubire pentru toți. Iată, acesta a fost mesajul Patriarhiei Latine a Ierusalimului. Găsesc în el un apel, un strigăt de ajutor către lumea politică, dar și cea religioasă, către fiecare om. Este un mesaj foarte direct. Nu este singurul mesaj și cu siguranță vom vedea și alte mesaje, da, apeluri pentru pace. Acesta este din zona latină a bisericii creștine și cu siguranță că vom vedea și din partea răsăriteană a bisericii creștine, biserica ortodoxă. Problema este că acolo lucrurile sunt atât de amestecate. Pe aceeași stradă sau în același loc poți să vezi o biserică ortodoxă, poți să vezi o moschee și poți să vezi o sinagogă și în același timp și o biserică catolică.
toate sunt atât de întrepătrunse, iar în momentele în care nu este conflict, nu este război, lucrurile par a fi atât de frumoase și nobile. Oamenii sunt amestecați, fiecare intră în locul lui de închinare. Am venit chiar duminică din Iordania, care este foarte aproape de Israel, și lucrul acesta l-am întâlnit inclusiv în capitala Amman și în zona Iordanului, acolo unde a avut loc botezul Domnului Hristos, unde se consideră că Ioan Botezătorul l-a botezat pe Iisus. Și în același loc vezi această pleiadă de biserici, moschei și tot ce înseamnă lumea religioasă. Te întrebi, ce motiv ar avea acești oameni ca dintr-un astfel de climat religios, aș putea să spun, natural, așezat, normal, natural, așezat, dintr-o dată să se nască un război? Pentru că sensibilitățile religioase știu să fie folosite de niște oameni, de niște lideri politici care au alte interese decât interesele religioase, interesele spirituale. Pentru că dacă ne uităm la cele trei religii, vom vedea că fundamentele sunt aceleași. Până la urmă, toate cele trei religii recunosc toți patriarhii. Fac parte din religia tuturor. Apoi, Iisus este recunoscut și de creștinism, dar este recunoscut și de islam. Este unul dintre marii profeți. Este singurul care este declarat în Coran ca fiind nemuritorul. Este singurul care a mers la ceruri. Este singurul care vine din ceruri mai întâi și îl înviază pe, bineînțeles cu ajutorul lui Allah, îl înviază pe Mahomet și împreună restaurează toată pacea pe pământ. Deci ele au același fundament și nu ar trebui să fie ceea ce se întâmplă acum în Israel. Categoric. Însă este această tendință a unor lideri care vor să folosească religia în interes personal. De aceea cred că acest apel la pace din partea tuturor bisericilor care sunt în zonă și, din câte știu, și lideri islamici din alte țări, ca de exemplu din Iordania sau din Arabia Saudită, încurajează să se ajungă la pace în zona respectivă. Am mai ales un mesaj, iată, din Marea Britanie. Arhiepiscopii de Canterbury și York au transmis și ei un mesaj. Ne rugăm pentru eforturile reînnoite, pentru o pace dreaptă pentru toți. Calea de urmat trebuie să fie ca ambele părți să construiască încrederea într-un viitor sigur, prin care Israelul și poporul său să poată trăi în siguranță în granițele sale recunoscute internațional, iar palestinienii să aibă propriul lor stat și să trăiască pe pământurile lor în siguranță, cu pace și justiție. Spun acești doi arhiepiscopi, spuneam, de Canterbury și York. Și mai departe, și Papa Francis face și el afirmații. Ne uităm puțin și pe mesajul Papei Francis: să ne rugăm pentru pace în Israel și Palestina. Urmăresc cu îngrijorare și durere ceea ce se întâmplă în Israel, spune Papa. Îmi exprim solidaritatea cu rudele victimelor și mă rog pentru toți cei care trec prin ore de teroare și angoasă să înceteze atacurile și armele. Vă rog, pentru că trebuie înțeles că terorismul și războiul nu aduc soluții, ci doar moartea și suferința atât de multor oameni nevinovați. Războiul este o înfrângere, fiecare război este o înfrângere, să ne rugăm pentru pace în Israel și Palestina, a mai spus Papa Francisc. Da, cât de importante sunt aceste voci? Ele trebuie să fie auzite. Ele sunt, asta este ele evident. Sunt importante și ar fi anormal ca aceste voci să nu fie auzite. Aș alege doar o mică parte, o mică declarație din declarația Papei Francisc, și anume că războiul nu aduce soluții, așa, ci războiul, din contră, complică lucrurile. Însă, acum trebuie să recunoaștem faptul că mesajele acestea se adresează oamenilor raționali. Și, din păcate, în fiecare religie, în fiecare țară, există
câte un grup de oameni, o colectivitate a extremelor. Lucrul acesta se întâmplă și în Israel, se întâmplă și în Palestina la ora aceasta. Dacă urmăream sau am urmărit mesajele și în același timp și transmisiunile, am fi putut observa că oamenii obișnuiți pleacă din zona de conflict, palestinienii, și se duc spre litoral, acolo unde speră să nu-i ajungă războiul. Evreii, de asemenea, pleacă. Dar în același timp, în ambele tabere sunt fie evrei ultra-religioși, extremiști, iar între palestinieni de asemenea. Ei bine, mesajul acesta, din păcate, nu ajunge la aceste grupuri religioase, hai să le spunem fanatizate, de liderii aceștia militari și politici care au, bineînțeles, nu interese religioase, ci au interesele lor politice de conducere, de dominare a unor zone. Aici este marea dificultate. Cum să ajungi la inima acestor oameni în așa fel încât în cele din urmă să pună armele jos. Cred că, dincolo de aceste mesaje, este vorba de rugăciune. Și tocmai de aceea apelul este nu doar că noi, acești lideri, transmitem niște mesaje, ci comunitatea internațională este îndemnată să se roage. Da, și biroul de presă al Patriarhiei Române, chiar în momentul declanșării, la puține ore după declanșare, a transmis un comunicat de presă. Iată ce găsim scris aici, să ne uităm și pe acest mesaj. Războiul reprezintă totdeauna o catastrofă socială. Patriarhia Română își exprimă adânca îngrijorare cu privire la recrudescența războiului din Israel ca urmare a atacului terorist declanșat în zorii zilei de 7 octombrie, atac soldat cu zeci de morți și sute de răniți. Războiul reprezintă totdeauna o catastrofă socială cu urmări incalculabile în planul suferinței omenești și al pierderii vieților unor persoane total nevinovate, o catastrofă umanitară. De aceea, prioritatea cea mai înaltă, mai ales în contextul tragic prin care trece acum o altă țară devastată de război, Ucraina, o reprezintă găsirea unor soluții diplomatice menite să oprească escaladarea violențelor și a crimelor amorsate în atacul terorist. Patriarhia Română își exprimă deplina solidaritate cu statul Israel și cooperează cu autoritățile de resort pentru ca cei aproape 800 de pelerini români să revină acasă, lucru care s-a și întâmplat de altfel. Acesta a fost mesajul transmis chiar în ziua zilei declanșării războiului în Israel. Biroul de presă al Patriarhiei Române. Da. Mesajul acesta se încadrează între exact celelalte mesaje și în mod special ne rugăm pentru oamenii nevinovați care au fost prinși în conflictul acesta. Pentru că dacă ne uităm pe lista celor decedați, astăzi era anunțat de Ministerul de Externe al țării noastre, este și un român care nu avea nicio implicare, nicio legătură cu conflictul de acolo. Este vorba de peste 10 filipinezi, dacă nu greșesc, nepalezi, iarăși un grup de nepalezi, oameni care acolo, erau acolo pentru muncă, o tânără care a apărut în imaginile transmise și a fost recunoscută de mama ei din Germania. Deci iată oameni nevinovați. Pe lângă aceștia m-am uitat pe lista celor decedați. Din Israel erau la un moment dat 40 și ceva de soldați uciși. În zona palestiniană erau undeva în jur de 100 de militanți Hamas uciși, însă numărul morților în Israel peste 700, iar în Palestina deja trecuseră de 500. Asta înseamnă că numărul oamenilor nevinovați prinși în conflictul dintre grupările acestea
Oamenii nevinovați sunt cei care suferă cel mai mult și numărul morților este mai mare dintre ei. Și atunci este normal să avem aceste apeluri, în mod special apeluri la rugăciune. Și în același timp... Asta e mesajul lumii religioasă, prin liderii săi, prin presa religioasă, să ne rugăm. Dar în același timp este și o influență pe care acești lideri religioși o au în lumea politică și încearcă să influențeze pe mai mari lumii să cheme cele două părți la realizarea păcii. Desigur, oamenii politicienii, analiștii se uită la tendințe, se gândesc deja unde ar putea să ajungă. Presa religioasă însă exploatează o altă zonă cu privire la revenirea Domnului Iisus Hristos. În Evanghelia după Matei sunt date acolo niște semne, între care și războaiele și veștile de războaie. Cum să interpretăm, iată, în 2023, încă un război, războiul a fost întotdeauna, dar acum, când suntem în 2023 și avem un război în Ucraina și iată începe și în Israel, cum interpretează lumea religioasă din perspectiva biblică? Cât de aproape suntem de revenirea lui perspectiva Hristos? Biblică, asta întreabă lumea religioasă. Perspectiva biblică ne așează într-un context escatologic, adică de final de istorie. Interesant este că nu avem de-a face doar cu mesajul creștin, care se regăsește în Evanghelia după Matei, capitolul 24. În această călătorie în Iordanie am vorbit cu oameni de credință islamică și ei așteaptă exact același lucru și anume ca Hristos să se întoarcă împreună cu Mahomed și să restaureze, să refacă relațiile spirituale, religioase și lumea noastră. Deci este o așteptare în toate religiile lumii, pentru că se observă că nu putem să mergem așa. Da, din punctul de vedere al oamenilor de știință, se spune că planeta nu poate să-și mai hrănească locuitorii, poluarea este atât de mare, că temperaturile cresc. Însă, din punct de vedere religios, este un mesaj care ne spune că sunt niște semne pregătitoare sau prevestitoare ale revenirii Domnului Hristos. Și unul dintre cele mai importante semne este acesta, și anume războaie și vești de războaie. Și ceea ce este important este faptul că aceste războaie converg cumva către o zonă care este foarte amestecată religios și de ce nu? Mulți, deși nu putem să spunem că acesta este punctul culminant, mulți se așteaptă ca acolo în zona Ierusalimului, Israelului să fie ceva care să se detoneze la un moment dat într-un mod dramatic ca să împlinească, noi nu ne dorim așa ceva, dar nu știm ce va fi, să se împlinească mesajul care spune că înainte de revenirea lui Hristos războaiele se vor înmulți nu doar ca număr, ci și ca dimensiune, ca extindere, dar mai ales ca posibilitate de a ucide tot mai mult și avem armele care sunt dezvoltate pentru a ucide tot mai mult. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici, rămânem conectați la războiul din Israel și vom observa și de fiecare dată când se vor întâmpla lucruri care merită comentate aici pentru lumea religioasă, din această perspectivă vom reveni cu informații. Încă o dată vă mulțumesc, aici se încheie emisiunea de astăzi, eu sunt Beatrice Lospa, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți, toate bune vă dorim!